Înțelegem că la prima vedere, prin acest demers, poate părea că mergem pe planul Maia Sandu, care a trimis-o pe Gavriliță tocmai ca să nu fie votat. Știu că Maia Sandu stă acum în birou la președinție și tremură de frică să nu-i votăm guvernul Gavriliță. Ar fi o lovitură grea pentru ea dacă i-am votat guvernul fake. Dar scopul nostru nu este să ne contrăm cu Maia Sandu și din asta să aibă de suferit cetățenii. Scopul nostru este să protejăm cetățenii. De aceea nu votăm guvernul fake. Nu putem să ne dăm votul pentru un astfel de guvern de persoane puse la o întâmplare pe o listă. Ar fi un gest incorrect față de cetățeni și față de țară. Ca urmare, luând act de situația critică spre care țara este împinsă de Maia Sandu și partidul său de iresponsabili, am luat decizia de a veni cu o propunere serioasă de premier, pe care o vom înainta chiar astăzi președintelui. Este vorba de o persoană care este capabilă să gestioneze un guvern de tranziție până la declanșarea alegerilor anticipate. O persoană capabilă să gestioneze criza pandemică și situația economică până la anticipate, astfel încât oamenii să nu aibă de suferit în această perioadă și țara să nu intre în haos. Lansăm inițiativa de a forma o majoritate parlamentară de cel puțin 51 de deputați, care va activa doar pe perioada acestui mandat de tranziție pentru susținerea unui candidat profesionist, responsabil și apolitic la funcția de prim-ministru. Noi, fracțiunea PSRM, am semnat deja pentru această candidatură. Îndemnăm și alți deputați să se alăture. Așadar, nu vorbim de niciun fel de alianță sau coaliție politică, dar vorbim de o majoritate parlamentară tehnică, una constituită strict pentru a salva țara din acest haos. La această majoritate pot să adere toți deputații responsabili, inclusiv cei din PAS. Dacă doresc să iasă din această scenetă a președintelui și să se întoarcă la problemele reale ale oamenilor. Numele candidatului la funcția de prim-ministru pe care îl înaintăm oficial astăzi este doamna Mariana Durleșteanu. Fost ambasador al Republicii Moldova la Londra și fost ministru finanțelor în guvern în perioada anilor 2008-2009. Propunerea cu care mergem pentru premier este una total constituțională și la fel și majoritatea parlamentară ce urmează a fi creată pentru formarea acestui guvern. Așadar, orice fel de refuz din partea președintelui va reprezenta o gravă încălcare a Constituției și va atrage responsabilitatea legală și politică pentru acest lucru, cu consecințe negative de care va fi direct responsabil președintele țării. Președintele nu poate ignora voința majorității Parlamentului și nu se poate poziționa deasupra Parlamentului într-o republică parlamentară în care este inadmisibil ca un președinte să vină cu asemenea abordări dictatoriale, încercând să anuleze rolul partidelor și a Parlamentului. Nu vom accepta un astfel de comportament și îl vom sancționa pe toate căile democratice existente, cu maximum fermitate. Credem că soluția pe care o propunem este una de ieșire din acest haos politic, una prin care, pe de o parte, vom avea un guvern funcțional, dar pe de altă parte vom avea și anticipate organizate într-un cadru de liniște și stabilitate instituțională. Personal, mi-aș dori ca anticipatele să fie în iunie. De aceea am insistat atât de mult în ultima perioadă să găsim rapid o soluție pentru a asigura o bună guvernare până atunci. Să ne așezăm la masa dialogului. Însă cei din PAS se vede că preferă haosul și doresc să genereze cât mai multă suferință oamenilor, în loc să dea dovadă de responsabilitate. Nu este târziu însă nici acum, inclusiv pentru cei din PAS și președintele lor, să renunțe la aceste jocuri politice și să votăm un guvern de tranziție până la anticipate. Un guvern care să nu fie al PSRM, al PAS sau altor partide, dar să fie un guvern al oamenilor. Unul format din profesioniști care să ne ajute să ieșim cu bine din această perioadă pandemică atât de complicată. Noi punem în primul plan buna guvernare și nevoile, cerințele oamenilor. Facem apel la toți deputații să manifeste responsabilitate și să ne așezăm chiar astăzi la masa dialogului și să găsim soluții pentru formarea unui guvern de tranziție profesionist. Această solicitare va fi transmisă imediat, după ce vor fi cel puțin 51 de semnături președintelui țării, care conform Constituției este obligată să desemneze această candidatură. Vă mulțumesc, o zi bună! Există o înțelegere între
платформа наша. Ви дивіться прямо до нього. Уїдь, падам тривінь.